Un bunic în vârstă de 80 de ani a dat lovitura vieții la loto. După ce o viață întreagă a jucat aceeași combinație de numere necâștigătoare, bătrânul a fost nevoit să aleagă aleatoriu, din cauza că acesta nu putea să vadă numerele alese pentru că nu avea ochelarii de vedere. Englezul în vârstă de 80 de ani își uitase ochelarii acasă, astfel încât nu a mai nimerit bilele cu numerele pe care le jucase până atunci și care reprezentau datele de naștere ale membrilor familiei. Acesta este un jucător pasionat la loto. Toată viața a pus pe bilete doar numere cu o anumită semnificație pentru el, până ziua în care și-a uitat ochelarii acasă și a fost nevoit să extragă numerele la întâmplare din urna pusă la dispoziție de vânzătoare. Pătrânul a câștigat numai puțin de 116.000 de lire sterline, echivalentul a circa 113.000 de euro. Deni și soția lui, An, în vârstă de 79 de ani, au sărbătorit cum se cuvine câștigul. Bărbatul susține că a avut o presimțire legată de câștigarea premiului. Mi-am dat seama că mi-am uitat ochelarii și am încercat să-mi aleg numerele favorite, dar pur și simplu nu am putut. S-a dovedit a fi una dintre cele mai bune decizii ale mele. După cele întâmplate în agenție, aveam un sentiment tare amuzant că voi câștiga. I-am spus soției mele în acea seară că vom câștiga un premiu mare. Am fost șocat când am aflat vestea. Dacă nu aveam probleme cu spatele, aș fi dansat, a declarat Denis potrivit BBC. El a băut puțin whisky, eu am desfătat cu un sherry, a adăugat partenera de viață a câștigătorului. Cei doi vor folosi cea mai mare parte a banilor pentru a-și ajuta copiii și nepoții, iar o altă parte din bani îi vor investi în casa în care locuiesc în Marea Britanie, dar și în reamenajarea curții. De asemenea, aceștia au declarat că vor să achiziționeze un televizor nou, relatează știri de cluj.ro.